Când se întâmplă ce ni s-a întâmplat nouă, deodată nu se mai cunoaște nimeni. Nu vorbesc de familiile noastre, asta niciodată. E totdeauna a fost ca de obicei. La toți în jur. În fine, asta nu trec asta, fiindcă până la urmă n-am obișnuit cu asta, să spun. Așa că, chiar și căsătoria noastră, mama mea a încercat să caute în diferite părți, la alte părți, în Europa undeva, unde să găsim un loc unde să ne căsătorim, n-a fost chip. Și regele Pavel a Greciei, fratele ei, a spus, păi dacă e așa, veniți la mine și vă fac eu. Așa s-a întâmplat ca să fim căsătorești la Atenă. Nu vă așteptați să se întâmple acolo? Nu, exact nu, dar de la el puteați să te așteptați la multe lucruri, pentru că era un om care ținea la familie și încerca să-și ghebe totdeauna, indiferent unde ești. Și așa, așa s-a întâmplat. Restul, după aceea, a fost o navetă care o făceam noi între Florența cu mama mea și în Copenhaga cu soaca mea. Și asta a durat un număr de ani, până când aici în Elveția a fost o conferință la curs, se cheamă, și mai departe de Lozan, deasupra Lozanului, unde se discutau fel de fel de chestiuni de ce se întâmplă în lume și nu știu ce și pe dincolo. Și acolo, din întâmplare, a fost o persoană de care eu citisem de ani de zile în mediul aviatic. Îl chema William Lear. Poate că lumea n-a auzit de asta. Și eu eram deja pilot atunci, că am luat brevetul militar în 43. Și era, iertați-mă, era recunoscut brevetul peste tot? Nu. Fiecare țară are ale lui. Complicat asta. Dar am vorbit cu el și așa între piloți, una, alta, nu știu ce, am zis, păi, el spune, eu am să deschid o nouă chestiune la mea, la Geneva, aeroport. Dar vrei să vii cu mine? Cu plăcere. Și asta a fost motivul pentru care noi ne-am mutat din Anglia, că locuiam în Anglia atunci, ca să venim în Geneva. Și am rămas acum în Elveția din 55. Și famă m-a dus în America tot cu el, fiindcă trebuia pentru treburile lui. Nu pot să intru în prea multe detalii, fiindcă îi devine prea tehnic, dar în orice caz avea nevoie de un pilot ca să zboare pe mai multe tipuri de avioane și în special pe vreme proastă. Ca să nu poți să te vezi numai când e soare, trebuie să zbori când trebuie să zbori, gata, asta e. Și atunci am stat 3 luni la Los Angeles, lângă Los Angeles, Santa Monica, unde am făcut un curs avansat de zbor fără vizibilitate. Și atunci am luat brevet american, am zburat 4-5 diferite tipuri de avioane, m-a trecat serios acolo. Și Los Angeles avea cum să spun, practic din punctul ăsta de vedere, fiindcă avea totdeauna dimineața, avea un strat pe de ceață nori. Și chiar când învățam, trebuia să trec pe acolo, prin nori și pe asta, cu instructorul meu. Și când terminai, trebuie să vin înapoi. Să dăm la data, m-am luat și brevetul de zbor fără vizibilitate, ca să iei acestui american. Și cum am venit aici. Și practic, ați devenit pilot de linie? Ați devenit pilot de linie? Nu. Nu? Când aveam orele. Da, la aveați orele. Când am venit la el și am început să zbor cu el, aveam vreo 300 ceva de ore.
Asta nu e. Pilot de linie nu poate să fie decât la 1200. Era atunci. Acum nu mai știu. Așa că anii care am stat cu el, numai doi, am ajuns până la 900 și ceva de ore. Tot nu mai era.